Curat ghinion pentru Energia, chiar înainte de debutul returului, portarul numărul 1 al echipei, Florin Dragomir, s-a accidentat la genunchi și va fi obligat să ia o pauză de cel puțin 2 săptămâni. Stângă nu a stat pe gânduri și a făcut repede rost de un nou portar adus chiar din Curtea Stelei. Am reușit să-l legitimăm pe ultima 100 de metri pe Ciobanu, portarul de la al treilea portar de la Steaua. Sper să fie un lucru bun, pentru că l-am adus, aveam nevoie de al treilea portar. Stângă îl cunoaște foarte bine pe Ciobanu din perioada cât a antrenat formația din Ghencea și are mare încredere în calitățile golkeeperului în vârstă de 26 de ani. Și asta cu toate că în ultimul timp acesta a lustruit banca Stelei, fiind doar al patrulea portar din lot. L-am lansat cât am fost la Steaua, el a apărat foarte, foarte bine, chiar a apărat la un moment dat și titular. Păcat de el, a fost liderul unei generații care s-a stins, nu știu, n-a mai jucat la Steaua și nejucând ca portar este foarte greu să revii în top. Ciobanu nu a ajuns încă la Târgu Jiu, așa că Rădulescu a dus tot greul la antrenamentul de astăzi. Tehnicianul Energiei este hotărât pe care dintre ei va titulariza sâmbătă la Suceava. Rădulescu va începe titular, pentru că ne cunoaște stilul de apărare. Avem niște puncte puse la punct, colaborarea apărare-portar.